No, bună ziua, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod din Far Cry 5. Ultima oară când am întâlnit noi, ne-a bătut, ne-a capturat ăsta John C, dar noi am reușit să evadăm, iar trebuia să facem misiunea asta, să o completăm și n-am completat-o pentru că de a intervenit o forță malefică. Mi-am arătat și barba, ok? Ce se întâmplă acum? O, oh, să văd galaxia, adică la ce te referi, frate? Ah, periculosă! Mamă, ce fan, mamă, cu aia ce fanatic! Mamă, ce om! On the generator. But that's the last thing. Poți să vorbești puțin mai repede, te rog frumos? Da, mi-am dat lui la FPS pentru că e mai stabil așa și în momentul când filmez e... Băi, bine să fiu stabil, ia. What? 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 Quai what? What the fuck was it? Oh my god! Omul ăsta a dispărut? Dar unde a dispărut? Wow! Bă, e un DLC în jocul ăsta? Oh! Oare arma asta e bună de ceva? Nu știu, adică... ce face asta? Oh! Total neinteresant. Băi! Quai, what the fuck was that? Deci, știu că e un DLC, Lost on Mars, oare s-a teleportat acolo cumva? Chiar m-a întrebat cineva ieri de ce, chiar Robert Dumitru m-a întrebat de ce taie anumite părți din videoclip și ca să vă răspund și vă, ei bine, m-am întrebat când, eu știu, mai dau o bâlbă sau mai mă cur la un cuvânt, că se mai întâmplă să mai greșesc și eu. Atunci, what the fuck was that? Mamă, ce m-a spus să-mi bag pula. Atunci, am tăiat acele părți. Mamă, dar cât de tare s-a auzit, bă! Atunci tăia acele părți și doar prezint părțile bune ale videoclipului. Știi că n-are rost, de exemplu, să arăt, eu știu, să spunem cum mă duc din punctul A în punctul B. E clar că pe acolo mă duc. Și doar vă arăt părțile interesante din clip. Aolo. Aolo, ăsta e mare. Aolo, ajută. Hai să încercăm să luăm cu elicopterul, că văd că așa nu se poate. Am încercat să le cu idomii, că da, nu prea e ok. Nu prea ok, ia vedem. Opa. Băi, eu zic că cu asta e cel mai safe, frate. Bam, gata. A rezolvat toată treaba asta. Mamă, dar asta e cel mai puternic mașină, bă, dacă laxonul, frate. Foarte, foarte, foarte tare. Stați-mă, liniștiți. Mă, ce vreau de la anul 2020, mamă, că zic 2020, parcă străbat, eu știu, 50 de ani în viitor. Bă, să fie un an, frate, mai bun din orice punct de vedere, acum că la trepinele, astea n-am ce să-i fac, ce să de treaba asta. Aolo. Aolo! Aolo. Aolo, să fii mai bun de orice punct de vedere și God help me. Ok, one is... ăsta e down. Ok, ok, mi se pare... mi-am apărat acum un... cumva se cheamă... un skill point în care pot să... aolo! Îmi repară... Nu! Nu! Bătaie! Bătaie! Oh my god, I'm good! Băi, mamă, băi, cum a fost misiunea asta, cu era să, băi, dacă muream acum și cu elicopterul, chiar nu știam cum dracu să fac, e nebun. Mamă, dacă inimul meu e într-o stare de aia de ebrietate, cum n-am mai văzut până acum, de nu lată, bă, la un artific, frate, dacă se aruncă pe... Bă, la orice scumă, frate, bă, latră și latră, băi, de te face muci, e nebun, deci n-ai ce să-i faci, frate.
Nu, și îmi place, știi, că după ce se teme zgomotul, el mai cu el să latră, la ce latră nu se știe. Na, poftim, eu uită-l, deci nu se știe, mă, e câine, mă, nu știe. Nu știe că eu fac videoclip aici și am nevoie de liniște de asta sufletească, ca să pot să mă concentrez. Mă, că-l mut ca acum, the Reggae Hills. Da, mi-am arătat și eu barba ieri, că era, aveam tată, aveam mare rău de tot. Și am zis, bă, totuși intru în 2020 de mâncare să intru ca lumea. Băi, dar eu cum ne pa schimb? C V. Păi și eu cum dracu? Nu! Nu, prostule! Nu! După 10.000 de ani, am găsit și eu autobuzul ăsta. Bă! Așa, stai mort. Stai mort când îți spun. Stai mort! Așa. Mama, deci pot să zic că asta e cea mai proastă misiune din... Băi, deci... O ură... Bă, băi, o ură scoaie. Că, băi, ideea e că nu e un punct fix unde să iau aceste camioane. Trebuie să le găsești tu. Și caută-le, caută-le, caută-le. Ce poate să fie mai frumos decât să caut niște camioane cu explozibili? Și acum pot să zic că am găsit, pot să zic că asta e partea ușoară, că a fost aproape de False End. Dar să se vedeți când o să găsesc camioane de la mama dracului. Și mai trebuie și două camioane, adică nu e, bă, nu unul. Două, tată, că să e mai mișto acum. Acum, bun, acum să căutăm pe al doilea camion, care unde o fi, nu se poate ști. Eu acum caut scăcatul ăla de, undeva se cheamă, de tank cu explozibili și nu-l găsesc pe hartă. Deci îl caut de, să spun, de 5 minute și tot nu dau de el. Adică unde ar trebui să-l găsesc? Că deja începe să mă întrebe de toată treaba asta. Uite-te și tu, deci mă învor pe hartă. Uite-mă pe hartă, ce văd? Nu văd nimic pe hartă, asta e, că nu văd nimic, uite-te și tu. Deci trebuie să găsesc un camion care are gaz în el. Ei bine, în momentul când vreau să caut acel tank, nu-l găsesc. Dacă nu-l căutam, bă, mi-apărau 5 de-astea. Cum, mă? Adică de ce naiba mă pune să iau tankuri? Deci, care-i scopul, frate? Nu-ți ajunge unul, din unul poți faci doi. Eu acum ce fac? La ce mă uit? Ce fac acum, că nu găsesc? Stau să mă plimb pe toată harta jumătate de oră? Doamne, e tank cumva asta? Nu e normal, că e doar tic. Mă și trolează jocul. Bă, și ceva, frate. Mamă, nici nu știu ce naiba să fac cu aia, că nu văd nimic cu aia. Bun, asta se spawnează, dar se spawnează random. Eu acum unde ar trebui să caut aceste tank-uri? Mi se pare de-a dreptul stupid că mă pune să caut și două. Hai că prima a fost băia, au fost băieți buni și mi-au dat din prima și n-am căutat prea mult, dar al doilea. Păi țin minte când am făcut eu prima dată cum am jucat jocul ăsta. La fel, de n-am căutat tankurile alea blestemate, futemași pe ele, de mi-au părut, mi s-au abit sprâncenele, ești nebun. Na, acum Ubisoft-ul a făcut misiunea care, da, ok, caută toată harta asta. Nu, chiar nu mi se pare normal, adică mi se pare că și-au bătut efectiv joc de tot, deci cum să te caci pe comunitate, uite, îți dai pantaloni jos și te caci. Iei două laxative, crezi o misiune de genul ăsta și diaria e perfectă. Ești nebun, mersi. Na, eu acum la ce mă uit? Uite, hai că dau acum, nu o să mai tai, asta e de sfârșit de an, asta e fiu cum o fi cu aia, da? Să-ți bagi joc în așa fel de oameni și să pui să cauți două de-astea, mă? Păi tu te-ai delit la cap, ce dracu stă să-ți umble prin Montana cu aia? Cu aia, da, hai că deja parcă, când vorbesc, parcă dau tsunami, nebun, cu scuipav. Da, am plăcut monitorul ăsta cu flegme de, pe mai curat, capacul de la WC, nebun, decât monitorul meu. Na, acum baftă să cauți, na, baftă să cauți acelea. Băi, bine că n-a pus 6. Știi, bine că n-a pus 4, că hai, 2, hai, că 4. Știi, acum, ce să facem asta? Dacă cumva să spunem, nu o să găsești, nu o să găsesc, o să facem un outpost și asta e jocul, că n-am ce să fac. Restul poate când o să...
poate că la anul, adică, mă rog, mâine, păi mâine. Coai, cum, cum, de ce îi faci asta, frate? De ce mai pune să caut două mașini cu benzină? Pentru ce? Pentru ce? Zi tu, pentru ce? Da, acum caută, uite așa, uite așa caută, așa caută și prima mașină, e nebun. Păi de ce tu coai terenul gol, coai, e noapte, cine dracu transportă, de zic, benzină noaptea? Pe un drum de țară, pe DN-ul, pe DN6. Da, acum nu mai găsesc nimic, ești nebun. Mă duc să-mi spun o spoventanie, astea mă duc să spun toată nostru. Mă duc acum să prind o lumânare la Sfântul Nectarie și pe astea mă duc să mă rog la Dumnezeu să-mi pici un camion cu flăcări. Așa le zic eu, bă, cu, nu cu explozibil, cu flăcări. Unde e icoana? Bă, da, oi, așa, tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, așa și în cei și pe pământ. Dă-mi astăzi o mașină cu benzină ca să aducă falsent. Amin. Doamne, te rog eu să nu mă uiți. Mamă, așa, m-aș pișea pe mine acum, m-aș pișea pe mine dacă acum, aici în față, mi-ar apărea o mașină de-asta cu explozibil. M-aș pișea pe mine de râs, m-aș pișea pe mine de râs. Ia. Mamă, deci mă pișeam atât de grav, ia. Ăla-i tractură, ăla-i tractură. Ăla-i tractor. Everything about this cult stinks and you know I'm right. Say it at the same time as me. Go. We are slaves to the government. E alt fanatic de ăsta, știi? Hai că după ce după misiunea aia cu tipul la culerii, bă, asta merge pe la nou, e nebun. Ubisoft, de ce? Coaie, de ce? Coaie, ce sunt cu caracterele astea? Vai de morții, doar, care n-au pic de personalitate, care sunt cu... Mamă, deci atât de plictisitoare sunt astea. Deci atât de plictisitoare sunt caracterele astea, coaie, atât de... lipsite de... Nu știu ce dracu, e toți cu guvernul, cu de-astea, cu... Mamă, să de atât de... Mamă, deci să-mi bag pula... Jocul ăsta e... groază, e nebun. Cred că pe aia o să găsesc eu, o să... încerc să fac un minim de efort a găsi acele camioane. Mă rog, încă unul și... asta e. Da, frate. Păi și eu acum follow zip. Bă, măcar ajută la să-l distrugem pe John C. Deci totuși, totuși asta e partea bună. Bă, dar dezamăgi rău de tot să se bag pula. Dar cum să-ți faci dragi, știi? Jocul a trebuit să fie făcut să te relaxeze. Nu, asta e logica jocului video. Nu că nu te joci un joc ca să te apuci dragi. Dar nu, Ubisoft-ul... Da, după ce că jocul ăsta e prost făcut o la optimizare și bagă de novo și bagă tot felul de căcaturi la tine în sistem, mai fac și misiuni proaste pe deasupra, plus caractere să dea dracii în ele, sunt proaste rău. Bine, acum filme și în 2K, pentru că și două play-ul meu, dacă pun un 1080, o să vedeți pixel pe ecran. Că el drag animals. Aoleu, omor animale, wow, ce... Păi și stai puțin, mă, măcar vedeți puțin acțiune până la fășit, aoleu, mamă, ce m-a plăzit aici. Scuze-mă, iartă-mă, coaie, dar te furicești tu, așa normal că te omor, așa sunt eu. Aoleu, bagă-te repede, că ăla are sniper. Unde dracu? Așa, perfect. Asta e că trebuie să omor animale, nu trebuie să omor oameni. Coaie! Dacă mai avem puțin și le omorâi și pe... o să-i prindem și pe John Seed. Până la urmei. Gata, frate, am omorât toată hoarda asta de animale.
Mai sunt careva, frate, pe aici sau... Ce dracu? Să-mi activez acum Eagle Vision-ul. A, uite mă, era asta, e și mică din el. Mamă, și nu am nici glanțe pe arma aia blestemată, fute-mă și pe dar, mă, dar asta e. Bă, eu toate, dar trebuie să vă arunc de arme, ce că vorzi. Ok, munții careva aveți și voi pe aici sau... Nu, mă, nu vreau bait în pula mea. Vreau munții. E aceea, bine că, bine că am pistol, știi, asta e foarte bine. Dar munții de-asta pentru arma mea nu mai am, mă. Hai că am avut și eu o arme dacă am. A, uite mă, să-mi iau pistola de fizic, nebun, nu iau, frate. What? Ce pula mea e de chestia asta cu aia? Oh! Mamă, cum a sărit vaca! Mamă! Cu aia cum a sărit vaca! Unde n-ai baulul? Stai că ăștia mai sunt și pe SF. Ia, dar unde dracuți mai sunt? Ia. Aulu. Mă bag repede pe pițișa. Băi, de-abia mă juc cu pistole, e nebun. Bă, dar vreau pistol, bă. Oh! Ia stai, goodies, finally. Stai jos, stay there, you. Gata. Unde dracu cu aia, unde dracu se... Mamă, cu asta am multe, e nebun. Bă, eu încerc acum, dar nu vezi că... Hai, repede, trăiți ar familia ta, că mă moară toți ăștia. Mă moară toți nebunii. Cum v-am spus, am avut și eu glanțe dacă am. Acum restul... Vom vedea cum ne descurcăm. Gata, în sfârșit, final, iaulă, băieți, cam au fost cam asta tot cu acest episod. Master Blaster Perk, wow. Bă, mai avem puțin și-l batem și pe Josie de ăsta. Misiunea asta a fost... Wow, iară vorbește asta, bă, cum am bani transpirat în ultimul hal, bă, băieți, eu căldura aici de mori. Nu știu cum o să fie la vară. Nu, no, acum ar fi mișto să-mi apar camionul ăla aici, nebun, dar slabe șanse. Bă, băieți, cam astăzi cu acest episod. Vă urez un an nou, fericit, să aveți grijă de voi, să fiți iubiți, să fiți, nu știu, ce vreți voi să fiți. Eu am fost Aspect, noi o să ne vedem de data viitoare cu un alt episod. Noi o să ne vedem la anul. La anul semnând, eu știu, mâine, poimine, să văd știu ce jocuri mai am prin PC și ce jocuri aș vrea să mai fac. Noi o să vedem data viitoare cu alții, cu ceva, nu știu, o vom vedea ce. O vom vedea. Să fiți iubiți, mă.